Pe aici nu se trece, asta arată și indicatorul din spatele meu de astăzi de la ora 11:30 de minute. Drumul care leagă Oltenița de București este închis și va rămâne așa dacă ninsoarea nu încetează. Meteorologii au anunțat că acest cod portocaliu de ninsori abundente va ține până miercuri. Până atunci este posibil ca niciunul dintre drumurile naționale din județul nostru să se deschidă. Bună ziua, unde vreți să ajungeți? La București. Păi drumurile sunt închise, ce faceți în situația asta? Ce să fac, stau și îngheț. Dacă nimeni nu vine să ne ducă nicăieri. Și dacă drumurile nu se redeschid, aveți la cine să rămâneți aici? Aici, da, am unde să stau. Eu de fapt sunt aici, dar trebuie să ajung la București, că am examen. La București? La București. Păi drumurile sunt închise. Păi de ce să fie închise? S-au blocat din cauza zăpezii. Nu cred că ăsta e drum să fie închis. Ba da, este închis de la ora 11. Păi de ce să fie închis? Pentru ce să fie închis? Astea de unde vin, mașina asta? Oamenii sunt lăsați să meargă până la Budești. Problema este undeva în zona Frumușani. Nu știu. Era urgent? Da, trebuie să ajung la servici. Trebuie la servici să ajung. Și dacă drumurile rămân închise până miercuri, așa cum se preconizează, ce faceți? O să mă întorc acasă și asta e. Și drumul național 31 este astăzi blocat, se circulă până în Ulmeni și nu mai departe. În spatele nostru este o volă care acum intră pe DN31 pentru a elibera zona. Trebuie să ne mișcăm puțin pentru a-i face loc. Se lucrează neîncetat zi și noapte pentru eliberarea drumurilor, însă dacă ninsoarea nu se va opri, există șanse foarte mici ca drumurile să se redeschidă. În ultima oră nivelul Dunării a crescut cu un metru. Stăm și ne întrebăm ce ne așteaptă atunci când această zăpadă se va topi. Am fost informați astăzi că în jurul kilometrului fluvial 404-409 între comunele Chisele și Spanțov s-a format un pod de gheață, ceea ce reprezintă un pericol. Guvernul va lua o decizie în acest sens, deoarece autoritățile nu sunt în măsură să intervină. Și ăsta este abia începutul, se anunță câteva zile bune de cod portocaliu și de ninsori abundente în tot sud-estul țării, iar județul Călăraș nu va fi ferit de intemperii. Ce greu este să transmiți mesaje. Până la oprirea codului portocaliu se iasă numai dacă este necesar apară, iar cei cu mașinile care pur și simplu m-au nebunit să circule numai dacă au nevoie, iar dacă le vor parca, să le parcheze cât mai aproape pe trotuar, aș putea să spun, în așa fel încât noi să putem să curățăm orașul în timp real. Cum decurge dezăpezirea orașului, dezăpezirea străzilor? Mulțumim lui Dumnezeu, n-am avut zăpadă foarte multă. La ora asta orașul este circulabil, în condiții de iarnă, bineînțeles. Eu zic că putem să facem față cu utilajele primăriei. N-am închiriat până acum niciun utilaj din exterior. Tot ce se vede este munca celor din primărie. Cu utilajele noastre, bineînțeles, și ale asociațiilor noștri, Termourbanul, Ecosalul, cele două societăți care, după cum bine știți, aparțin primăriei. Vă încurcă la dezăpezire mașinile parcate pe mașini? Foarte mult. Dacă o mașină pe Bulevardul Tineretului este parcată, ne-a stricat toată munca noastră. Dacă vă duceți în Oltenița Veche, o să vedeți mașini parcate care iar ne strică toată munca, pentru că acolo se îngustează acel traseu, iar zăpada care vine iar blochează traficul ăla și nu o să putem niciodată să dezepezim ca lumea, datorită lenei, aș putea să spun, că altceva nu cred că se întâmplă. Și cetățenii au obligația de a-și curăța trotuarele. Au obligația de a-și curăța fiecare în dreptul locuinței sale. Atât cetățenii cât și cei de la bloc. Dar, probabil datorită unei democrații greșit înțelese, să vină primăria, toată lumea așteaptă ca cineva să vină. Ați văzut și secvențe la televizor. Militarii luptau și dădeau zăpada, iar băieții de treabă cu ghilimele așa, să uitau și poate beau și o țuică în cinstea militarilor care munceau.